Bună ziua, dragi privitori! Iată, ne-a ajuns și la una dintre familiile cu mai puțin noroc decât ceilalți. Ne aflăm în Vânători, alături și de taximetriștii care s-au implicat în acest scop caritabil. Am ajuns la ei cu multe cadouașe, lucruri necesare, alimente, Pampers pentru micuța noastră aici de față. Și ne bucurăm foarte mult pentru că am avut sprijinul taximetriștilor. Câteva cuvinte te rugăm. Le mulțumesc celor care toți au donat și vă dă Dumnezeu multă sănătate. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi și să fiți sănătoși. Rămâne pentru voi, da? Da, mai aveți. Mai aveți? Bravo, bine că... Am dat cu sunt o bucăță din asta. Ia, uitați, vă uitați ce mamă. Vai, da, 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 și astea sunt ale voastre. Ce? Mama. Cu mama? Și cum ai cine? Doar cu mama ta? Da? Mă, și Bianca cu prieteni. Opa, toate? Bianca dorme acolo. Bianca unde dorme? Bianca. Tot timpul sau da, așa câteodată mai dormi și toate, de fapt? Da, acum dar pe cu budica, s-au venit de clinica și o să de la mai mai de Crăciun. Ne aflăm aici, în sfârșit, la a doua familie, mai puțin norocoasă, în prag de sărbători, pentru a le oferi un sprijin. A trecut moșul pe la cele trei fetițe, cu dulciuri, cu alimente. Vă bucurați că a venit moșul? Da! Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și ne-au ajutat pentru a ajunge aici, alături de taximetriști din Iași și celor de la Info Iași, pentru că ne-au susținut și ne-au ajutat pentru a le oferi un sprijin acestor copii. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul lung și-am poposit, drumul lung și-am poposit, de departe am venit, la mulți ani, ți-am cu bine. Și-am văzut și viața mamă, și-am văzut și viața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, ți-am cu bine. Thank you.
Bună seara! Poftim! Și cât aveți? 5. 5 și 3. Da, eu am de băieți sau am una nepoțică ca mea. Da. Iată, s-a făcut întuneric, dar lucrul acesta nu ne-a oprit să ajungem în sat Hoisești, comuna Dumești, unde avem o familie destul de chinuită, de griji și de nevoi. Mai exact, 5 copilași aveți, nu? În întreținere, dumneavoastră lucrați la o fermă, așa. Copilași, a venit moșul la voi cu daruri. Vă plac? Da! Sunt frumoase? Da! Și sunteți bucuroși, bănuiesc, da? Da! Perfect, sunteți cuminți voi? Da! Ce frumos răspund ei în cor toți! Da, oameni buni! Asta este, ne bucurăm că am ajuns și aici, chiar dacă este destul de târziu, e frig afară. Cred că mai frig le este lor. Vă dorim sărbători fericite, să aveți grijă de ei, să-i creșteți. Și dumneavoastră la fel, vă dorim sărbători fericite. Mulțumim tare mult, să fiți sănătoși și rămâneți cu bine și Dumnezeu să aibă grijă de voi. La revedere, copii! La revedere! Și dacă totuși a ajuns moșul la acești copilași frumoși și cuminți, hai să ne colinde! Moș Crăciun cu plete galbe a sosit de plin mameț să ne aducă daruri multe la fetiță și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește că toți ani n-a lipsit. Moș Crăciun, noi sosește că toți ani n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo! Felicitări! Să fiți sănătoși și rămâneți cu bine și să fiți ascultători, da? Bye.
ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, drageșeni! După cum știți, noi am început o campanie Infoiești pentru Nevoiași și în cadrul acestei campanii am venit aici la un centru de bătrâne pe Bulevardul Socola, unde i-am bucurat cu câte un pachetel, mai ales că l-au primit de la Moș Crăciun, cel de lângă mine, venit special de la Polul Nord pentru ei. Moș Crăciun, bine ai venit, Moș Crăciun! Vai, Moș Crăciun! Rămâna, sănătate! 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 Ce-i rața din pute? Cum e prins? Sunteți la urmă, vine moșul la urmă, da? Bine. M-a venit niciodată Moș Crăciun la tine? Ce faceți? Uite că vine acum Moș Crăciun. A venit moșul la dumneavoastră, am vorbit cu el să vină special. Moșul? Nu vă speriați? Există? Hai, vină ca și pune mâna pe mine, hai! Hai, pune mâna pe mine! Am vorbit cu el și a venit la dumneavoastră! Hai, pune mâna pe mine! Uiteți, v-a dus pâine! N-ai zis că vreți pâine? Da! Ia-i să vă dus pâine! Da! Hai și pune mâna pe mine, hai! O venit moșul și o venit acum iar. Da. Hai de mâna, atinge-mă, hai. Vrei să mă atingi? Uitați, eu l-am atingut. Uitați, e normal, e încă noi. Haideți, o venit de o vădă. Am venit de departe. O venit de departe. Haideți. Hai, uite, Patricia, cum atinge, uite. Nu, lasă așa. Ți-e frică de moșul? Păi și atunci nu vrei să mă atingi? Am vorbit special ca să vină. Uitați! Vă dus pâine și vă place cel mai tare. Știam că vă place! Nu zici fetele astea frumoase? Nu vreți să vorbiți cu el mai mult? Nu vreți să vorbești cu mine mai mult? Nu vezi.
și o dorință. Spune-o. Da. Când am în calea casa de copii, îmi doream cu căsuțele, cu țâșchiți, dar nu s-a întâmplat, că tot la fel nu mai jos. Când aveam 30 sau 40 de ani, tot așa m-am dorit. La o parte, tot... Într-o zi poate să vă se împlinească visurile astea. M-am dus la blocul M2. Încă nu la copii, am strâns la cartier. Și în 2000 a ajuns aici, în cămin, în 2000. Tot așa m-am mințit că o să-mi ofere. Eu nu vă promit nimic, dar o să facem tot posibilul să... Îl ajutăm și noi pe moșul, nu? Tremur. Ai zis că nu vă speriați. Ai zis că o să fie bine. Împreună cu fetele astea frumoase o să facem în așa fel încât să vă găsim un loc mai bun. Nu, facem asta. Tremur. Noi suntem ajutoarele. Nu trebuie să... Haideți, sunteți bine? Da. Haideți, haideți, nu-i problemă. Nu-ți fii rău, așa. Gata, gata. Hai jos, uite, poți pui mâna și pe mine, uite. Nu vrei să pui mâna pe mine? Gata. Ați văzut, v-ați rugat la Dumnezeu? Ați avut încredere în Dumnezeu și v-a dat? Nu? A venit și moșul. Acum să vedem, să căutăm, să vă facem și visul la care vă doriți. Noi lucrăm de acum la vis, da? Da? Da, să lucrăm de acum. Și vă promitem că într-o lună vă dăm o casă. E bine? E frig acum. Nu-i frig. E bine. E foarte bine. Haideți, uitați, eu sunt caldă. Nu mă simțiți? Uite, de-aia să fie în spate, e frică. E prima oră în viața mea. O să mai fină. Mergeam la televizor, vedeam. Uite, acum moșul aici, uite, vă pot schimbi cu asta? Da. Vă spun asta pe dumneavoastră? Poți să mă apropii? E adevărată. Am văzut la televizor că trimiteau copiii la fine. Cum uite, scrisori trimitea. Eu nu am trimis nimic. Ați venit la noi și noi am trimis scrisoare la moșul. Iertați-mă de păcate. Vă rog eu frumos. Las, că o să ierte Dumnezeu, nu eu. Da? Da. Noi să facem posibil să... Noi vă ajutăm. Să vă ajutăm cu ce putem, da? Da. Da? Da. Că-i bine. Noi dăm ce să vă fie frică. Noi vă ajutăm, noi vă protejăm. Nu știți, nu v-am ajutat până acum, dar v-am ajutat până. E prima oară în viața mea. E un om normal ca noi. Poți stau și eu lângă dumneavoastră? Vorbește. Poți să stau acum? Mai este frică? Hai. Puteți să faceți ce vreți în ea. Vreau să mă joc în curte. Vreau să sar de bucurie, că am și eu casa mea, masa mea. Nu mai vreau să mai zic nimeni. Iudit, n-ai voie acolo. Iudit, vină încoace. Iudit, du-te acolo. Iudit, fă aia. O să aveți o casă în care aveți de toate, tot ce vă doriți. Iscriți pe moșul o scrisoare în care vă doriți. Spuneți ce vreți. Niciodată nu am scris. Iscriți. E bun frumos să mă iertați. Niciodată nu v-am scris. Vreți să vă zic o cântec? Dacă îmi dați voi, vă rog frumos. Hai, puneți un cântec. A fost odată ca niciodată să crești. Sub cerul liber, într-o zi, mă fac mare, mă fac ce îmi place. Să zbor într-una, ca niciodată să nu mă opresc, să mă duc undeva. De departe viața mea, m-aș duce, nu m-aș mai întoarce, lumina nu mai vreau să văd. Dumnezeu ne miluiește, dar nu-i vedem, nici nu-i simțim. Zbor cât de departe, unde nu există durere. Viața ce se închină, să te duci,
să nu te mai întorci. Doamne, unde e viața? Acolo nu vreau să mai trăiesc. Închid și în durere, lasă-mă să zbor, să zbor. Bă, nu trebuie să mai cântați cântici de astea așa dureroase, trebuie să cântați de bucurie. Nu vreți, trebuie să cântați ceva vesel. Ceva vesel, cântă moș. Moș Crăciun cu plete de albe, nu ceva știți? Vesel. Nu știu, de ce să vă, am uitat. Pe timpul Ceaușescu era Murgelilă, la casa de copii, la Buciu numărul 16. Păi așa-l chema, așa-l chema și pe el, dar acum și-a schimbat numele. Da? Da, acum e Moș Crăciun. Tot Murgelilă am fost. Da. Am modernizat un pic, nu mai sunt așa. Stop!
bravo! Așa, un caz, acum, el vine sănătos? Măi, din capul meu, sănătatea mea! Ia să vedem! Așa, ce mai ai acolo? Ia să vedem ce are moșul așa! Nu știu cum, dar chiar nu stai de loc! Ia! O găsă moșul timp de jumătate ceva! Eu dau moșul! Sănătate! Nu vreau prăvățe, nu știu cum, dar ce mi-i doar fericită! Moș, că așa îmi mai poți duce în schimare. E mai pot, e mai pot. Poți, moș, că așa. Să rămână mai tare. Sănătate mult. Sănătate, slavă, simpune, da? Da. Cu mine nu se știe. Da, ce mai întâlnesc. Dar așa tu nu știi o poezie? Ha? Nu știi? Nu ți-o dat de la școală? Dar așa tu de la tine nu știi? Las. Dar nu vezi când vin la anul să spui poezie, da? Pentru asta. Da? Da. Da. Deci un fericit. Deci un fericit. Câte fete de voi, nu? Să gândă moș cu un cadou, dar știți voi o poezie ceva? Ia spuneți, hai! Colindă! Ia colindă asta cu moș! Hai, 1, 2, 3, 5! Domn, sănătă, am plecat să colindăm, domn, sănătă, când boierii nu s-a casă, domn, sănătă, când boierii nu s-a casă, domn, sănătă, am plecat. Domn, domn, sănătă, a plecat la vânătoare, domn, domn, sănătă, să vâneze căpioare, domn, domn, sănătă, să vâneze căpioare, domn, domn, sănătă, domn, domn, sănătă, domn, domn, sănătă, căprioare n-a vânat, domn, domn, sănătă, și-au vânat un iepuraș, domn, domn, sănătă, și-au vânat un iepuraș, domn, domn, sănătă. Ați mâncat ceva mai tare, hai cu voce, hai! Domn, domn, sănătă, și-a făcut din pielea lui, domn, domn, sănătă, veșnic frumos domnului, domn, domn, sănătă, veșnic frumos domnului, domn, domn, sănătă, domn, domn, sănătă, domn, domn, sănătă. Bravo, copii, bravo! Eu-ți gând dacă are moșcă cu un cadou, ia, uite că vă cum o să vă ia. Cum te cheamă? Duce-ți bani la proste, băi! Asta, dă-ți-i bă la post. Mulți plăciun cu suflet, credință Dumnezeu. Sănătos. Să-ți faci față de tine. Ovidiu. Crăciun fericit, Ovidiu. Ia știu cum te cheamă. Doamne. Crăciun fericit, fii sănătos. Mulțumesc. Ia știu, crăciun fericit, fii sănătos. Uite știu, crăciun fericit, fii sănătos. Crăciun fericit, Doamne. Sănătate mult! Bă, dar proste, dar sunt năcărâți, sunt că... Mulțumesc lui Dumnezeu! Hai, stai aici sau aici, hai! Hai, stai lângă mine aici!
Hai stai acolo. A venit Moș Crăciun. A venit Moș, a venit, da. Ia-ți un cântic acum. Mă tare trebuie să-mi cânti ceva. Ceva așa de veteran. Trebuie să-mi dai un cântic. Nu așa? Câți ani faci, Moșule? Să trăiți cu cerții. Câți ani faci? Ani, câți ani faci? Ani, câți ani faci? Câți ani ai? Câți ani am? Da. M-am o săptămână și am 100. Bravo, bravo, să fii sănătos. Hai, stai jos. Hai, zi-ne o poveste de-a mea tare, așa. Mai două luni cu mătrule. O săptămână mă am și bravo, bravo. Am 100 de ani. Da, da. Să fii sănătos. Am trăit în Asia 5 ani. Din 42 până în 45 am trăit în Asia, în Rusia. Ai trăit la ruși, nu? Fost prizonier. Am mâncat mureturi certe. Și am mucit. Cum stai singur aici? Poți să ai, sunt eu? Da. De 16 ani singur. A murit baba mea tale. De 16 ani. Soția mea a murit la 82 de ani, în 2002. Scoțienul, de atunci eu singur. Mai am nepoțul ăștia, vin și-o mai... Ce-ți faci? Și duc la școală, duc la servici, eu stau singur. Și cine-ți face mâncare? De mâncare cine-ți face? Cine-mi face? De mâncare. Dumnezeu. Eu am pe Dumnezeu. Cumpăr mâncare. Când are cine, când nu are cine, n-am ce faci. Dar nu te ajută nimeni, n-ai copii, copii nu ai? Șapte. Șapte copii, și cum, nu te ajută nimeni? Stare departe, Botoșani, Negrești, Râmnicu-Vâlcea, Covasna, Satul Nou, am un aici. Am unul aici. Dar nu prea ți înțelegi cu el, nu? Zece am avut și trei au murit. Da. Bună ziua! Ce acasă copii? Da. Ce faceți copii? Bună ziua! Ia să văd dacă are moșul un cadou pentru tine, ia. O, ce văd cu moșul ăsta, ia. Să-ți fiu fericit. Cum să știu, Kim? Să-ți fiu fericit, să fii sănătos. Uite pentru față. Uite. Cu cine? Ce faceți? Și ei, de echipa asta frumoasă v-a adus cadouri. Pentru voi, ca să aveți un Crăciun frumos. Mulțumesc! Ia zici mi-o poezie, hai zi-mi-o poezie. Mita mea de rosă, cât mi-am dorit mulți în clasă. Și asta cu bucurie, Moș Crăciun a mea să fie. Poezie am pregătit, bradul l-am împodobit cu colegii, m-a jucat pe domnul, am supărat. Și asta cu nerăbdare, un cadou așa de mare. Bravo, uite că a venit Moș, ai văzut? Să fii cu minții și o să vină și la anul, da? M-a să fii cu minții. Bravo, bravo. Ce faceți, copii? Bună ziua! Bine faceți? Da! Bravo!
Uite, e foarte mic acolo. Da, un vezi bastroi. Ce bastroi ăsta? Da, ce am la față? Nu, asta e și ce... Dar câți copii? Parcă erau mai mulți, nu? N-ai spus că sunt mai mulți? 4! Și unde sunt? Vieții cu băieți. Dobezi una la hit, la biserică. Unde? Cei mai mari, la hit, la biserică. Ce-i fac acolo? Ce e? Biserică, la... Dar ce-i faci și zis acolo? Ce-i faci? La slujbă. Hai la slujbă acum? Sigur? Da. Păi văd numai doi acasă. Doi, de una e la Ilza. Îmi zic trei acasă. Și a patra? Patra nu-i. Eu zic patru de la ăsta mic. Ai răcit? Cel mai mic. Da, leacă-m răcit un pic. Păi leacă, leacă mai mult. Și nu-i dați nimic de răceală? Ba da, dar am fost, dar n-i venit, că n-a fost. Nu e venită. Da. Doamna. Păi, fata cealaltă când vine? Și n-ai zis cu mama cu tata. Trebuie și eu. E mama ta? Da. Și tu nu mi-ai zis. Ai zis că tu stai lângă ei. Așa ai zis. Eu mă duc la cânii cu mătă. Mă duc și la cu mătă și mai... Dar la școală îi dai pește? Eu nu mă duc și la școală. Aici nu mă duc la școală. De ce nu mai primești? De ce nu mai primești? Pune-mi gură. Mă tare că am obraznic, că am auzit. Nu, nu. Nu, vreți să-i duci la școală. Am auzit că ești cam obraznic. Nu, așa nu, e sau? Nu. Nu? Nu. Vezi, dacă aud, e grav, îi certăm. Ne supărăm, dai că am răcit. Și ați fost la doctor cu ăsta mic, ați spus? Am fost, i-o dat. Și i-o dat? I-o dat niște... I-o dat siropuri. Siropuri. Și unde? Unde l-am băut. Terminat, l-am consumat. Nu mai duc, mai duc, mai duc, mai duc, mai duc, iar. Dar vine pe Alcodor, am fost, nu era mașina, eu ajuns, nici e venită. E duminică și prea vine. Ce-i dați, piept sau lapte praf? Nu, lapte praf, lapte de șurivacă dăm. Nu mai am piept. Gata cu pieptul. Ce-i fost? Ai avut pungă, ne eram titier acum. Hmm? Acum, adică 5 luni, acum mănâncă și banane, mai dăm. La 5 luni mi-ai dat piept? Nu mai. Dar dacă nu mai are? Dar de unde ți mi-ai dat? Nu, nu mai am nimic. Cu mereșul mănânc și mâncare, mâncare, lapte. Uite, tu erau o persoană la urmă după de noastră. Dar de ce stai acolo, că aici văd că este loc. Zic că bate, zic că bate tasă, dar unde bate tasă, că nu ne-a făcut nică. Nu bate tasă? Nu bate loc, eu zic 4 luni să-l sădine la Hilța. La școală nu vreau să mai duc. A, nu bate, nu? Nu, nu. Am fost de băgă ori pădută, s-a ascunde de mine. Nu bate, nu? Nu, s-a ascunde de ea. De tati, s-a ascunde. Păi de ce s-a ascunde, așa, fără motiv? S-a ascunde că se teme că bate. Păi o bate sau nu bate? Nu o bate de rom. Nu ne bate de rom pe noi. De câte ori a venit acasă, o stat două zile și o puteți înapoi. Dar nu se ziceți un om rău, nu? Nu, 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 eu o întrebat copiii lor. Iată, mă, unde se duce la Brumătuș ceva sau unde se duce? Am două, mi-am două la Ilis, așa. Dar dacă ți-ai mai arătat? Are 15 ani în partea mea. Poate să fie și vârsta de 15 ani, dar știi cum e. Nu, no, dar nu umblă cu fete, cu băieții, nu. Păi dacă o pleca de acasă, e clar că nu are și dar nu umblă băieții, dar nu s-a urmă. Stă la o soră de ei, la un bar de ei, de ei. Poate de mine. Sunteți de acord cu un consult, i-a uitat și n-a da, înțeleg, înțeleg, da, 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 cum, nu, nu. Dar nu are și de mult, nu ne are ceva. Lăsați să vină să-i facă ceva. Da, da, da. Gata, gata. Da. Nu mai are moșcător, vă dă câte un bănuț, da? Bravo! Am mai rămas la băiat. Dar cine îmi dă și mie? Ah, câți bani ai, moșule? Trebuie să mai dau la copii. Bravo, moșule! Și vă las dulciuri. Da? Pa, nu are moșul acum, că o împărți la altul ca să ori, da? Sărbători fericite! Fii sănătos, pa! Mulțumesc la fel! Hai, moșule, că ești bătrân! Da! Moșule, dar de unde ți-ai luat Adidas și ăștia de firmă? Ei, mi-a luat finisul! Ce faci? Ce ai scopit? Păi eu țin tot! Poftiți, moșul! Că urma acolo la... Ai întrebat? Da, da, da! Nu, nu, nu!
lăsați, nu mă, lăsați cum zicați, nu. Intrați așa, tot intrați când știți. E, fii gol acolo, mă. Faceți copii. Bine, faceți. Da. Mă, că la noi e cam dezastră câteodată. Nu știți dezastră. Frumos, faceți frumos, bravo. Ce faceți? Eu uite, sărbători. Da, faceți bine. Da, hai, intrați. Noi n-am știut de familia asta, că dacă știam, am împărțit cadouri peste tot în sat. Ia că a ajuns Moș Crăciun. Dacă le dau un bănuț la copii și ceva, că nu am luat la mine. Dă-le moșule, că au fost cu minți. Au fost da, cu minți, da? Da. Știu copiii ăștia să-l colinde pe moșul? Da. Ia să auzim. Care e cel mai mare? Uite-l iei la, la copii, da? Să-l iei dulce, da? Da. N-am avut, că le-am împărțit la toți, n-am știut de voi. De la anul o să vină moș aici, da? O să vină moșul. Moșule, da, un colin. Da, îmi spune și mie un colin, o ceva, haideți. Hai, zi și... Hai! Ce-ți va fă lua rătăcitoare? Haideți, hai. Scoală gazdă din pătut, florile galbe, cine dă un colăcut, florile, florile darbe, că mămuca n-a făcut, florile darbe, sită deasă n-a avut, florile, florile darbe, când sit-o căpătat, florile darbe, covătaii s-o crăpat, florile, florile d'albe, gospodii mama pe tata, florile d'albe, de ce s-o crăpat covata, florile, florile d'albe, când covata o lipit, florile d'albe, cuptorului s-o unit, florile, florile d'albe, pe când cuptorul, când cuptorul o tocnit, florile d'albe, anul nou o și sosit, florile, florile d'albe. Bravo, bravo! Vă mulțumesc, moșu! Să vină moșul la anul, da? Da.